e cu povestea aia că ai cumpărat o casă unui cel care venise să-și vadă copilul la maternitate călare, 40 de kilometri și până la urmă ce s-a întâmplat? E o poveste. Ce s-a întâmplat? Mereu mă întreabă lumea, domnule, dar călărețul, domnule, dar ce s-a întâmplat? Dar cum, domnule, a vândut casa? Situația a fost în felul următor. Cazul ăsta a fost foarte mult mediatizat pe media. Și era din Iași băiatul ăla. Și a zis, bă, dacă era mine din Iași, ia să mă duc și eu să... I-a sunat că aveam colegi din presă pe care îi cunoșteam și cu care am prieteni foarte buni. Zi-mi unde se află băiatul ăla. Și m-am dus la el frumos, am făcut un portbagaj cu de toate, pentru că abia îi născuse nevasta. M-am dus la el să-l caut. Că încolo stătea într-o mahala, de nu exagerez, mahala în sensul că nu aveai gaz, nu aveai curent, nu aveai nimic, că ea stăteau acolo. Deci avea o cameră, cred că avea 6 metri pătrați, deci nu exagerez. Asta în Iași chiar? În Iași, lângă o zonă acolo, se cheamă Dallas, așa, la mișto se pune Dallas, așa, în ghilimele se numește Dallas. L-am văzut cu bun simț, mai avea încă 2 copii, l-am văzut chinuit acolo. Hai bă, Sergiu, că te ajut să-ți iei casă, uite, o să facem acum o strângere de fonduri. Și m-am implicat personal în strângerea de fonduri și culmea că banii ăștia nu sunt banii mei, sunt banii românilor care au donat din puținul lor. Deci au fost foarte mulți oameni care au donat câte 10... Au sărit să-l ajute, bă. Dar veneau câte 10, câte 50 de euro, ca să nu cred că am avut donații de alea de 5.000, n-am avut. Deci tot românul ăsta cu mai puțin bani a venit și a ajutat și au aproapele decât ăștia bogați. Dar au fost și câteva persoane cu o anumită situație financiară care chiar au contribuit la acest caz. În 2 săptămâni jumate am strâns 43.000 de euro. Am zis că, băi, uite, am 43.000 de euro, am donații acolo, hai să-ți căutăm o casă. Și am găsit noroc, tot așa, la o familie de pocăiți, trebuiau să se mute foarte repede. Și am zis, uite, bă, am un caz social cu Sergiu, vreau să cumpăr casa. Bine, domnule, cât vrei? Uite, 37.000 de euro. Dar las și mobilă, las tot. Da, domnule, las și mobilă, las și frigider, las tot. Două băi, tot. Deci casa era țiplă. I-am dat 37.000 de euro, am lăsat încă 6.000 de euro în cont, ca să aibă să-și plătească utilitățile. Bă, Sergiu, să dea Dumnezeu sănătate. Ce meserie avea? N-avea nimic, ce? Tângea cu fier vechi, cu căruța. Ce? Așa. Cam asta era meseria lui. Avea un cal, căuta fier vechi prin gunoaie, peturi, și l-am lăsat acolo și după asta mă sună peste 3 luni de zile că Cătăline, vreau să vând casă. Zic, cum e ca să vânzi casa? Eu când i-am făcut contractul de vânzare-cumpărare, am pus acolo o clauză că timp de 5 ani de zile n-ai voie să înstrăinezi bunul. Da, foarte bine. Păi normal, păi sunt banii românilor, nu pot juca eu aici să mă ia lumea la 3,80. Și la urmă, având casa, nu știu, la un interlop din Iași, nu știu cum a vândut-o. Fără acte, probabil. Nu știu ce a făcut, sincer, nu mă mai interesează. Eu știu că am făcut o faptă bună în fața lui Dumnezeu și vreau să le spun tuturor românilor care au contribuit la acest caz. În primul rând, au făcut un gest în fața lui Dumnezeu și au făcut pentru ei gestul ăsta. Mai încolo, fiecare cu greșeala lui, fiecare cu ce acum nu mai e în casa aia, nu mai stă acolo. Nu mai e, s-a mutat de foarte mult timp. Cu 3 copii, nu? Da, s-a mutat înapoi, în mahala acolo, că acolo sunt părinții lui și că acolo vrea să stea el. Na. Bine, acum fiecare cu destinul lui. Exact, exact, dar așa zic și eu. Când îți dă cineva cadou o casă, totuși nu o vinzi, indiferent. Păi numai, eram la un moment dat am avut și un ziar care s-a implicat, BZI de la Iași. Și erau 2 băieți și zic, bă, Cătăline, eu plătesc rată, muncesc de dimineață până seară să fac reportaje, eu plătesc rată la casă, da? Și ăsta în 2 săptămâni jumate are casă. Adică eu l-am înțeles foarte bine pe băiatul ăla și uite că chiar așa s-a întâmplat. Adică, sunt o parte care au noroc, o parte care au mai puțin noroc. N-ai mai vorbit cu el? Cum îl chema? Sergiu. Cum îl cheamă, că trăiește. Sergiu îl cheamă, n-ai mai vorbit, Sergiule, ce ai făcut? N-am mai vorbit atunci, am zis că nu-i semnez foaia și de atunci n-am mai discutat. Dar a vândut-o fără să semnezi, nu? Probabil. Eu cred că ori a făcut un contract de închiriere, da, pe 5 ani de zile și după aia cu drept de preemțiune de vânzare. Da, și cu ceva acte în spate. Cu acte în spate și de acolo, așa presupun eu, că altfel n-avea cum să o vândă.